Oamenilor și Lupilor. În această seară o veste a venit cu puțină vreme înainte ca noi să intrăm în emisie în legătură cu un caz foarte grav, pentru că e vorba de un militar al Armatei Române care este acuzat de o faptă foarte gravă, respectiv de o agresiune sexuală. Și nu e orice fel de militar, este un gradat și în clipa de față el este audiat pentru că, repet, asupra sa planează o acuzație extrem, extrem de gravă. O fetiță de 13 ani ar fi fost victima acestei agresiuni sexuale. Carmina Pricopie, SNT, Antena 3, în direct cu noi în aceste momente. Carmina, sunt deja elemente concrete în privința faptei și personajul este deja săltat, așa cum vedem pe ecran. Bună seara, da. În urmă cu foarte scurt timp a fost adus la biroul agresiuni sexuale din cadrul Poliției Capitalei, unde în aceste momente este amprentat și fotografiat. El a fost indicat de către fetiță, victima acestei agresiuni sexuale, ca fiind principalul suspect. Vorbim despre un caporal al Armatei Române, un bărbat în vârstă de 38 de ani, care are, potrivit unor surse din cadrul anchetei, două misiuni în Afganistan la activ. Vorbim despre o agresiune sexuală care s-ar fi produs în sectorul 4 al Capitalei la ora 16:30. Cineva a sunat la 112 și a reclamat această faptă. Polițiștii l-au prins la scurt timp și l-au dus acum la audier. După amprentare și fotografiere, va fi dus la audieri la parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București, pentru că este cadru militar. Ancheta va fi condusă de către procurorii militari din capitală, iar în urma audierilor anchetatorii vor vedea ce măsură vor lua împotriva acestuia. Foarte rapidă, foarte rapidă acțiunea polițiștilor. Carmina, 16:30 este apelul, deja la ora 19 și un pic informația ajungea spre noi. Elemente despre cine a făcut, cine a dat apelul la 112, cum cine au făcut să-l prindă atât de repede? Sunt foarte puține informațiile în acest moment. Sunt convinsă că acest birou de agresiuni sexuale, nou înființat după scandalul cu Eugen Stan, celebrul polițist pedofil, a reușit să centralizeze toate aceste apeluri pe agresiuni sexuale. Practic, ele nu mai merg răspândite către secții, ci se centralizează la un singur birou. În acest moment, anchetatorii adună toate datele despre astfel de fapte din București, iar vorbind în acest caz particular, cu siguranță cineva din bloc a sunat, auzind țipetele fetei, pentru că din ce am înțeles de la polițiști, a încercat să o dezbrace, iar cu siguranță fata a țipat și cineva a auzit și a sunat la 112. Îngrozitoare povestea din spatele acestor imagini cu militarul pe care l-ați văzut adus la Poliția Capitală.